și vă voi povesti vouă luptele pe care le-am purtat eu. Cel din tâi război cu Agaren la Fumați, al doilea la Gubavi, al treilea la satul Ștefen pe Neajlov. Așa se poate citi pe inscripția de pe piatra de mormânt a voievodului Radu, cel care a rămas în istorie prin numele împrumutat de la localitatea pe care a avut-o în stăpânire, Afumați. Afumați are o istorie bogată, o istorie străveche, atestată de peste 500 de ani. Practic, pentru prima dată, numele de Afumați apare într-un document emis de domnitorul Vlad Vodă sau Vlăduțu Vodă în anul 1510. Comuna Afumați are vestigii istorice de mare valoare, cum ar fi conacul stolnicului Constantin Cantacuzino, realizat la 1696, biserica veche cu hramul adormirea Maicii Domnului, realizată în aceeași perioadă, deci tot la 1696, zidurile vechi de incint ale bisericii, cât și ruinele curții domnești ale lui Radu de la Afumați și acel zid din centrul localității de la baza podului, vestigii de considerate la categoria A în patrimoniul național cultural al României. Așadar, vorbim de 512 ani de istorie neîntreruptă a acestei localități, dar istoria satului este mult mai veche de atât. Dacă ne referim la acest bishop, o întrebare ușor naivă, dar capabilă să încurce și cele mai abile minți, așa cum fac mai mereu întrebările copiilor, se strecoară insidios și oprește elanul vijelios al începutului. Ce merită să rămână în urma acestui film despre așezarea care poate fi găsită pe hartă la coordonatele 44 de grade 31 de minute latitudine nord și 26 de grade 15 minute longitudine est? Brusc, cei 512 ani de istorie își fac simțită povara și tot ce pare plin de semnificație și relevant riscă să se arate neinteresant și plictisitor pentru privitorul de azi, mereu grăbit, mereu aflat în căutare de povești noi care să-l poarte mai departe în propria călătorie. Treptat, treptat, noaptea îi învăluie pe toți. Îi întoarce pe la case, făcându-i să găsească în somnul unic gălăgia și buna dispoziție pe care o vor simți cu toții din nou mâine. Iată un tablou real, fără nimic fantastic, al viitorului. Pare că este ilustrarea imaginilor pe care le vedeți, dar aceste rânduri au fost scrise în urmă cu peste 50 de ani de către Constantin Moisiu în încheierea monografiei comunei Afumați. Convinși fiind că întotdeauna este bine să pășești pe căile deschise de cei dinaintea noastră, vă invităm într-o călătorie pe drumul de la ceea ce știm despre Afumațiul de ieri până la ceea ce merită spus despre Afumațiul de azi. Vom parcurge acest drum împreună cu cei de față de care istoria s-a dovedit, nu de puține ori, zgârcită în a le consemna trecerea. Oamenii din Afumați. Deci mă numesc Velicu Nicolae. Preotul Ionică Florin. Mă numesc Laura Ion. Mi se spune Nicu Partidu. Mă numesc Amburu Nicolae. Mă numesc preot Stoian Petru Cristian. În Afumați locuiesc circa 9.000 de oameni. Sunt cetățeni cu domiciliu stabil, dar sunt și cei care au rezidență. Suntem o comună cu oameni tineri, putem spune că întinerește. Există în Afumați o vorbă că nu prea pleacă nimeni din Afumați, doar din motive obiective au plecat oameni. Afumățenii sunt foarte patrioți, își iubesc comuna, își iubesc localitatea. După Revoluție s-a produs un efect invers, oamenii s-au întors din București. Numele satului de Afumați, pentru că sunt mai multe păreri și în acest sens. Cei mai mulți sunt de părere că numele de Afumați vine de la o îndeledicire străveche a locuitorilor acestui sat, în care confecționau mangan prin arderea lemnului
pe care îl distribuiau mai apoi pe piața Bucureștiului. Mai târziu, Afumațiul este locul unde se înființează prima postăvărie din țara românească și prima fabrică de hârtie, momente care consemnează faptul că Afumațiul a fost un centru al întreprinzătorilor și comercianților. Tradiția este dusă mai departe și astăzi, iar pentru mulți dintre locuitorii capitalei sau pentru vizitatorii acesteia, numele de Afumați este sinonim cu gazda unuia dintre primele centre ale comerțului post-decembrist, Dorali. Într-adevăr, complexul Dorali a deschis după Revoluție, după 1990, a deschis zona comercială industrială a comunei. Și în jurul acestui complex s-au format alte investiții economice care au creat o zonă mult mai mare și a fost începutul, practic. Iar nu numai zona de comerț, industrie, zona Horeca, care s-a dezvoltat foarte bine cu locații foarte primitoare în Afumați. Chiar dacă cele mai multe afaceri sunt conectate de principala arteră care traversează Afumațiul, există antreprenori care și-au dezvoltat afacerile în zonele mai pitorești pe care le oferă împrejurimile comunei. Avem aici o livadă cu mure. Așa am și intitulat-o, livada cu mure Afumați, ca să fie cât mai sugestiv. Și în urmă cu circa 8-9 ani am înființat practic vreo 3000 de metri. Și de la an la an ne-am extins, am mai extins și am ajuns la circa 2 hectare și jumate aproape, printre care avem și, pe lângă mure, avem și zmeură, avem și ceva legume, roșii, vinete, ardei, pepeni. Intenționăm să ne extindem cu zmeura mai mult, vrem să mai plantăm ceva zmeură. Oricum avem vreo 5 soiuri, tot în ideea ca să se coacă eșalonat, să nu se coacă toate odată. În urmă cu circa 3 ani am început un program Culegeți singur, prin care oamenii pot veni și își culeg singuri fructe, legume, ce avem noi prin grădină pe aici. Am început acest program și datorită faptului că nu mai avem cu cine munci, mai sincer, și la un moment dat se vor coace atât de multe că încep să cadă pe jos și nu mai putem face față la cules, ca să zic așa. În plus am început să ne diversificăm activitatea prin producerea de gemuri, dulcețuri, vinuri, lichioruri din mure și din zmeură. E ceva relaxant, e ceva mai mult de weekend într-adevăr, dar și în cursul săptămânii sunt foarte multe persoane prezente. La un moment dat, astă vară, nu mai puteam face față, ne aglomerasem aici mai mult ca pe bulevard. În general vin persoane peste medie, adică oameni din multinaționale, oameni educați, într-un cuvânt, mai pregătiți. Am avut și vizitatori din străinătate, au fost din Statele Unite, au fost din Coreea de Sud, au fost din Israel. Deci noi ne promovăm mult pe Facebook, Livada cu mure Afumați sau Pepinierele Roman. Și spre bucuria noastră, de la an la an, practic am crescut puțin câte puțin, o creștere organică care să vedem unde ne va duce. Comunitățile tradiționale s-au format și s-au sprijinit pe trei instituții fundamentale pentru trăinicia acestora: biserica, școala și primăria. Dacă de primele două este legată viața spirituală a comunității, relația cu cea de-a treia este una care influențează traiul cotidian al fiecărui locuitor. Afumațiul din 2022 are parte de una dintre cele mai adecvate administrații. Este o mândrie, o cinste să pot să conduc o asemenea localitate, drept pentru care din anul 2008 și până astăzi, în toți acești ani, în cele 4 mandate, obiectivul meu principal a fost să dezvolt și să modernizez comuna. În anul 2008 am preluat comuna cu multe lipsuri, foarte multe lipsuri, și o mare parte dintre ele le-am rezolvat până la momentul de față, drept pentru care avem proiecte noi și provocări pe care le dorim să le rezolvăm
sunt proiecte ale școlii, proiecte de infrastructură, proiecte de mediu, spații verzi, parcuri noi, dar și întreținerea celor existente, construirea unei creșe, a două săli de sport, etajarea școlilor din comună. Pentru că am vorbit de drumuri și afaceri, iată ceva ce ne preocupă pe toți în 2022. Infrastructura. Afumațiul este unul din locurile prin care trece centura care va înconjura capitala. Este un obiectiv important ce trebuie încheiat în timpul cel mai scurt. Numai că istoria are un simț al umorului aparte și de multe ori ne joacă feste. În urma unor săpături, ca urmare a lucrărilor la autostrada 0, autostrada de centură care leagă cele două autostrăzi, A1 de A2, pe malul de nord al râului Pasărea, în urma decopertării unui strat de sol, au ieșit la iveală o serie de urme, de vestigii ale unui așezări străvechi. Prin cercetările arheologice preventive întreprinse în perioada mai-iunie 2022, au fost descoperite și cercetate 154 de complexe arheologice datate în epoca bronzului și epoca medievală. Astfel, din perioada epocii bronzului au fost cercetate câteva complexe ce reprezintă gropi menajere ale acestor comunități, în care au fost descoperite fragmente ceramice specifice perioadei, unelte din os și bronz, precum și un bogat material osteologic provenit de la mamiferele pe care aceste comunități le creșteau, vânau și consumau. Din perioada medievală a fost surprinsă o parte a unei așezări sătești, alături de care a fost cercetat către latura de nord-vest a secțiunii, o parte din cimitirul acestei comunități, fiind descoperite 62 de morminte medievale. Alături de numele voievodului Radu, localitatea Afumați mai este legată de alt nume cu rezonanță istorică, cel al stolnicului Constantin Cantacuzino, iar cel mai important vestigiu legat de numele său este conacul care îi poartă numele. Istoria acestui loc este bine cunoscută, mai puțin știute fiind amănuntele pe care ni le dezvăluie Claudiu David Soiu, actualul proprietar al conacului. În momentul de față ne aflăm la conacul stolnicului Cantacuzino, construit în 1680. De către stolnicul Cantacuzino. Stolnicul Cantacuzino era în perioada aceea un ministru de externe al domnitorului Brâncoveanu. Și împreună cu Brâncoveanu au rămas la domnie vreo 25 de ani. În perioada asta el a construit acest conac ca o reședință de vară, probabil că nu stătea el aici, dar l-a construit în stil venețian, fiind el fiind ministru de externe pe vremea aia, făcea multe deplasări, a trăit mult pe la Viena, era foarte erudit. Chiar a scris niște cărți. În fine, a fost un, zic și eu, un ministru de externe reprezentativ pentru vremea aceea. Conacul, cum îl vedeți dumneavoastră acum, n-a fost chiar așa. Când l-am preluat noi, era într-o stare, să zic eu, destul de avansată de degradare, să nu zic jalnică. Încet am încercat. Întâi am renovat o cameră, pe urmă am renovat altă cameră, pe urmă am renovat pe afară, am reușit să facem și capela de rugăciune. Primele informații pe care le-am avut eu aici a fost de, cum să spun, de sorginte, de originea conacului Cantacuzino și ce s-a întâmplat aici. Vă dați seama, are jumătate de secol, jumătate de mileniu în toată chestia asta. Și am gândit ceva care să se potrivească cu spațiul de aici. Am folosit câteva pagini de Biblie. Spatele noastre este nașterea, plecarea Iisus Mântuitorului pe hol acolo în Egipt, răstignirea și aici învierea. Tehnica este clasică, adică e culoare de pământ, tempera. Fondurile care sunt aici sunt făcute cu, chiar cu pământ din grădină. Serios, luate și cu emulsie de gălbenuș de ou. Asta e... Așa s-a pictat înainte, așa am folosit și eu aici. Pentru că intră în glet 2-3 mm
emulsia de galbenuș de ou? Ce să zic, am avut eu o mătușă care avea, știi, mania tablourilor. Cumpăra colecționare, cumpăra tablouri. Săraca n-a avut copii și când a murit mi-a lăsat mie o parte din tablouri. Și eu le-am adus aici la birou, în clădiri. Iar mobilierul, când vedeam, mă duceam pe la târguri, mă duceam pe la anticariate astea și când vedeam ceva mi-a plăcut, îl aduceam, îl recondiționam, poate era recondiționat. Și așa, ușor, ușor, a reușit să-l pun la punct, cât de cât. Că mai am mult de investit în el. Dacă ar fi să luăm crama de jos, unde încă n-am ajuns să o aranjez, dar probabil cu timpul o să o pun și pe ea la punct. Ar vrea să amenajez și nu exteriorul cornacului, eu știu cum să vă spun, clădirile adiacente conacului, care au fost, de fapt, aparțineau de fosta curte domnească și, de fapt, aici a fost și curtea domnească a lui Radu de la Afumați. O parte din ziduri, o parte din clădiri, mai sunt și acum în viață, ca să zic așa. Dar mai am niște clădiri pe lângă conac care ar vrea să le amenajez și să le, eu știu, să le transform ca pentru vizitatori. Am fost și eu în alte țări și până la urmă am fost la un hotel care ne cazase într-un fost graj de cai care era al domnitorului nu știu care și era amenajat frumos, parcă așa vrea și eu să fie, să-l fac așa, să fie, eu știu, lucrurile vechi, să dea plăcerea vizitatorului care ar veni aici să vadă. Dacă până în anul 2008 în localitate era un singur eveniment de Ziua Eroilor de Înălțare, după 2008 era datoria mea să ofer cetățenilor evenimente care se adresează tuturor categoriilor, de la evenimentele școlii, ale bisericii, evenimentele comunei, evenimentele sportive, deci o multitudine de evenimente la care cetățenii comunei să participe. Unele evenimente, cum ar fi zilele comunei Afumați și ziua de 1 iunie, au devenit din evenimente locale, au devenit evenimente zonale. Se adresează acestei zone a țării. Primele amintiri legate de comuna natală sunt pentru oamenii din Afumați ancore solide, bine înfipte în memoria personală, iar de cele mai multe ori acestea sunt legate de anii de școală. Avem niște școli la un nivel foarte ridicat și vin copii din localitățile învecinate la noi. Primele amintiri din copilărie. Practic, cu agricultura am cochetat încă de la 5-6 ani, când bunica mea m-a luat la grădină, la CAP-ul, și recoltam și plantam și săpam și făceam diverse munci în agricultură. Ne și educa în acest spirit al muncii. Cred că zilele în care ieșeam în parc cu toți prietenii mei. Mi-amintesc trăirile din prima zi a mea ca și cadru didactic, emoții foarte puternice, bucurie, bucuria de a fi între tineri, deși la momentul respectiv și eu eram foarte tânără. Nu pot să spun că am o singură amintire. Am sute, mii de experiențe plăcute. A unui elev foarte bun care a intrat la medicină sau la o altă facultate de top și în cazul elevilor care aveau rezultate destul de slabe la învățătură și am reușit să le insuflu plăcerea de a învăța și de a încuraja să meargă mai departe, să fie mai buni, să se autodepășească și în primul rând bucuria de a-i revedea, de a veni cu drag la mine, de a-mi împărtăși experiența lor de viață. Noi profesorii suntem asemenea, să spun așa,
părinților aceia spiritual sau, să spun, educativ de la școală, care vă ajută să vă crească aripi și să vă luați zborul spre culmi mai înalte, să spun așa. Sunt niște schimbări extraordinar de mari. Dacă înainte totul decurgea cu pași mai lenți, deci de 15 ani pot să spun că salturile au fost impresionante. Iar dacă ar fi să amintesc intrarea aceasta în pandemie, a avut și partea bună a lucrurilor, prin faptul că la sfatul meu, prin înțelegere cu domnul primar, am investit foarte mult în dispozitivele electronice din școală, din toate școlile, astfel că la ora actuală putem spune că stăm foarte bine cu laboratorul de informatică, fiecare sală de clasă are aparatură, laptopuri, videoproiectoare, la școlile mici table interactive, foarte moderne, deci pașii sunt foarte mari. Un alt memorialist la care facem apel în acest film este Vasile Teodorescu, poreclit Sifonarul. A fost unul dintre cei care au ridicat Biserica Sfântul Dimitrie din parohia Afumați 2, în anul 1931, tot el fiind și autorul unei monografii a locașului. Frați creștini, satul nostru s-a mărit, lumea s-a înmulțit, biserica asta a devenit neîncăpătoare. După cum vedeți, lumea stă pe afară. Dumnezeu a dat un an îmbelșugat de s-a făcut atâta recoltă că s-au umplut toate hambarele. Ce mai așteptăm? Sunteți de acord să începem încă o biserică în cealaltă parte de sat? Sunt cuvintele spuse de Vasile Teodorescu la inaugurarea șantierului, consemnate în monografia locașului scrisă chiar de el însuși. Întreaga monografie este dovada faptului că biserica a jucat un rol important în viața spirituală a comunității din Afumați. Preotul, felul de a fi al preotului, familia preotului, are influențe extraordinare față de cei din localitatea respectivă. Întotdeauna preoții au fost practic luminătorii localităților unde au viețuit. Noi românii suntem practic prin naștere și creștini. Creștinismul în viața intimă a omului are influențe extraordinare. Credința dă puterea de trăire a omului. Noi nu putem să ne despărțim de credință, nu putem să dăm la o parte credința. Să nu uităm că din cele mai vechi timpuri de când există omul, a fost și credință. Nu a fost credința creștină decât de acum 2000 de ani, însă a avut o influență extraordinară asupra sufletului omenesc și mai ales asupra sufletului românesc. Credința, în general, la poporul român este bine întocmită, să zic, înțepenită aici. Oamenii au o credință destul de puternică, însă există diferențe, sigur, între generații. Oamenii sunt preocupați de lucrurile materiale, de familie, de chiar însă și de distracție, păcând după vârsta de 60 și ceva de ani, atunci omul începe practic această legătură cu comunitatea, cu pământul și cu tot ceea ce, cu mediul înconjurător. Sigur, și cu biserica. Credința trebuie lucrată și asta este o datorie personală a fiecăruia. Adică și eu ca preot caut să înmulțesc credința pe care am primit-o și sigur și cei din jurul nostru, credincioși și fiecare, trebuie să-și înmulțească talentul. Unul poate mai mult, altul mai puțin, dar este foarte important ca să nu rămânem pe loc, ci fiecare dintre noi să crească acest talent pe care îl are. Relația omului cu biserica, cu religia, este o temă absolut nouă. Însă cum ritmul inimii nu este lin, ci este în permanență, cum s-ar spune, oscilare,
tot la fel și reacția față de credință, reacția față de biserică, reacția față de evenimentele sociale. Va fi întotdeauna și mai ridicate și mai coborâte. Este o oscilație în permanență. Depinde de individ, depinde de modul de gândire al societății, depinde însăși de trăirea interioară a omului, de cultura sa. Cu cât omul are cultură mai multă, cunoștințe mai multe, cu atât și apropierea față de credință, față de obiceiurile locului, față de istorie, față de trăirile sentimentale ale fiecărui om. În ultima vreme, sigur, modernismul a pătruns, însă a pătruns și în viața și în intimitatea omului. Ziua de astăzi lucrurile se schimbă foarte repede. Observăm de la o zi la alta, de la un an la altul, niște schimbări majore, dar eu cred că există, să zic așa, un sâmbure bun, adică o sămânță bună, și de aici ea, această sămânță poate să crească. Depinde foarte mult de noi toți. Noi fiind o localitate limitrofă Bucureștiului, nu s-a pus problema, mai ales în ultima vreme, nu s-a pus problema apropierii sau depărtării de capitală. Practic suntem un satelit al Bucureștiului, un satelit foarte important și din punct de vedere economic și din punct de vedere al cetățenilor, pentru că majoritatea cetățenilor din Afumați lucrează în București. Foarte mult din alte părți s-au așezat tocmai pentru apropierea aceasta față de capitală, sunt multe servicii și oamenii aleargă ca să le fie mult mai bine. Sigur, nu poți înțelege legătura aceasta a omului față de locurile natale decât atunci când ești nevoit la un moment dat să fii departe de ele. Această trăire față de locurile natale, față de oamenii cu care ai crescut, cu care viețuiești, sunt înțelese în situația în care omul este nevoit să ducă în altă parte. Revenirea este extraordinară. Eu am retrăit acest lucru pentru că, fiind preot în altă localitate și veneam rar în localitatea natală, întotdeauna când mă apropiam de locurile pe care le cunoșteam din copilărie, aveam o trăire extraordinară, care nu poate fi exprimată prin cuvinte. Este căldura aceea sufletească, cum este revederea față de cei dragi, mai ales față de mamă, față de frații tăi, față de colectivitatea în care ai trăit. Chiar un, să zic așa, un trecător, dar care a existat în viața ta și a însemnat un anumit moment deosebit, când îl revezi, te apucă o bucurie, o emoție sufletească deosebită. Față de localitate, întotdeauna localitatea în care te-ai născut, ai crescut, este această legătură cu pământul, această legătură care face parte din existența ta. Te simți în elementul tău. Ca în orice alt loc, printre oamenii din Afumați se regăsesc și cei pentru care pasiunea a devenit un mod de a trăi. Chiar dacă vârsta le este despărțită de câteva decenii, oamenii din Afumați au un fel comun în a se raporta la locurile natale. La 12 ani, mie îmi plăcea foarte mult să cânt la pian. Dar chiar dacă nu știam, eu încercam să iau acolo câteva acorduri, să cânt câteva melodii. Iar tatăl meu m-a auzit prima oară și i-a plăcut ce a auzit și s-a gândit că, măi, fetița asta chiar are talent. Și eu chiar cred că ar putea să facă ceva. Și m-am dus la cursuri de pian. Prima oară, da, m-am dus la cursuri de pian la Vlad Gheorghe.
Și de acolo, pentru că eram foarte curioasă să văd cum sună și vocea mea și pianul în același timp, am vrut să cânt în același timp și să încerc să cânt și cu vocea, să încerc să fac și canto. Și de atunci m-am axat mai mult pe canto. Am lăsat puțin pianul deoparte, dar încă știu să cânt la el. Iar acum, în prezent, fac canto tocmai la Galați, la Teo Music Academy. Mă duc o dată sau de două ori pe săptămână. Pentru a realiza acest lucru sunt susținută și de tatăl meu, dar și de domnul primar. Anul acesta am participat la emisiunea România au Talent, care a fost difuzată la ProTV. Am trecut doar de audiții, chiar dacă am luat 4 de da, dar... Pentru mine această emisiune a fost așa, ca o rampă de lansare în lumea mare, în industria mare a muzicii. După participarea la acest concurs, am fost căutată, am fost contactată de mai multe persoane din industria muzicii, cărora n-aș vrea să le dau momentan numele. Dar da, am devenit mult mai cunoscută pe plan național, dar am auzit că și pe plan internațional, ceea ce este un lucru foarte bun. Pe partea de compoziție am început recent să compun piese, să compun câteva versuri, dar sunt încă la început. Cel mai mult mi-aș dori să mi se întâmple în viitorul apropiat să compun o piesă, să scot o piesă și acea piesă să prindă, să o propusez așa în lumea muzicii și pe plan național și pe plan internațional. Mi-ar plăcea. Lidul meu este Beyoncé. Îmi place extrem de mult Beyoncé. De la ea mă inspir foarte mult. Multă lume mi-a spus că aș semăna cu ea, dar nu cred acest lucru. Mi-aș dori să fie așa, dar nu cred că este așa. Prima amintire care o am cu porumbei este când un coleg de școală mi-a dat doi porumbei guțani roșii. Cu sportul columbofil mă ocup din 1970. Am angajat porumbei și în Estonia, 1530 de kilometri, și au sosit acasă. Atunci ai cea mai mare satisfacție. Să îți vezi un porumbel când vine de la mii de kilometri. Porumbelul trebuie antrenat ca și un sportiv. Ca și un sportiv, el trebuie administrat energizanți, recuperatori. Trebuie să-l ajuți ca el să poată să fie în formă. Și rog pe cei ce Dumnezeu va voi să vină după noi să păstreze acest mic loc de odihnă și casa oaselor mele ca să fie neclintită. Sunt ultimele cuvinte cioplite acum 500 de ani în piatra de mormânt a lui Radu de la Afumați. Oare cum va arăta Afumațiul peste 500 de ani? Peste 500 de ani? Comuna noastră a ajuns la o tehnologie... la un nivel foarte înalt. Vor lucra numai roboții și mașinile. Cine știe unde o să ajunge în teleportarea direct de acasă în sala de clasă, eu știu. Să arate cât mai frumos, ca și un oraș. Pot vedea o comunitate înfloritoare, o comună care, cu oameni gospodari, care nu așteaptă nimic de la celălalt. Peste alt 500 de ani, cu siguranță frumoasă, va fi o localitate ultramodernă. Dar niciodată nu se va uita istoria localității noastre atât de bogată, cu care noi afumățenii ne mândrim.